Primăria din Bunești a intrat în alertă după ce un angajat a fost depistat cu coronavirus. Acesta ar fi luat virusul de la o rudă care lucra la o fabrică de mobilă din Bujoreni. Ca urmare a acestui fapt, primarul din Bunești l-a trimis pe salariatul primăriei să se testeze și astfel s-a descoperit că are coronavirus, dar este asimptomatic. Acum acesta este izolat la domiciliu, separat de familia sa. Un salariat al nostru e nepotul celui care era bolnav. N-are probleme nici el, dar a fost testat pozitiv. El a avut ceva simptome. Primăria a fost închisă pentru a se efectua dezinfecția în mod corespunzător, urmând ca de luni angajații să se întoarcă la serviciu. Primarul oferă garanții că au fost luate toate măsurile pentru ca primăria să fie gata să-și primească în siguranță angajații. Cu toate că DSP Vâlcea a decis doar testarea contactilor direcți, primarul împreună cu restul angajaților s-au testat pe bani proprii pentru a fi sigur că nu mai pun în pericol și alte persoane. Până în acest moment, niciun alt angajat nu a fost depistat pozitiv COVID-19. Eu am luat măsuri imediat și l-am trimis la atestare. Bineînțeles că am fost și eu și doctora noastră din comună, asistenta, farmacista, am fost toți. Sunt negativi. Și mai am o parte din salariați care au făcut ieri și azi. Să vedem ce rezultate primim. Și până una alta, primăria este închisă, să înțeleg. Da, pentru că am dezinfectat.